Vedeți, și astăzi în România noastră educată, păcat, greu spun cuvântul ăsta România, că noi nu suntem români. Mă doare sufletul și astăzi sunt galeriile de unde au luat romanii ăștia berle noastre, aurul, adică. Da. Da, am observat și data trecută că, iată, asta e cea mai mare durere pentru dumneavoastră, că România a fost furată, a fost jefuită, a fost exploatată, a fost batjocorită. Lucram alături de părinți, erau țărani adevărat, tot așa cum am des pe mine, numai aveam cămăși și țari de cânipă, cum era pe atunci. Și a venit regimul de pe atunci, și ne-au dezarmat de uneltele care lucra țăranul cu atâta dragoste pământul. I-au luat căruța și calul, i-au luat biciușca prăptitoarea și urșugul și hamul, i-au luat plugul, i-au luat grapa, i-au luat coasa, i-au luat sapa și la urmă i-au luat viața. Da. Unoare dacă pe mine, sau cum erau țărani pe atunci, ne găseai cu o bacuță, două, și cu o bucățică de pământ. Nu eram dușmani poporului, da. Una scria pe ziare, proletari din toate țările, uniți-vă. Dar eu acum spun invers, țărani din toate țările, hai să ne unim. Că noi dacă nu ne unim, noi pe lume nu trăim. Oamenii de demult era lume puține, dar oameni mulți. Acum e invers. Oameni mulți și lume multe și oameni puțini. Nu știu dacă nu i-am ținut mai rapid. Așa e un vrăjmaș, intra vrăjmașul ăsta în oameni extraordinar. Nu vezi, se omoară, se fură. Să nu mai vorbesc, că mi-e rușine eu ca om simplu să vorbesc și să petrece. Da. Cu droguri, cu... e dezastru, na, un cuvinte, v-am spus că mi-e rușine. Să mai ierte Dumnezeu, că mai spun și eu că e un cuvânt de rău. Nu știu ce să zic, unde vom ajunge, nu? Țăran, așa mai simplu, e o rușine. De ce? Pentru că noi suntem pătrăi, uite acolo, când între mata sau eu, fac așa. Și noi am ajuns un țol care ne ștergem picioarele, adică noi țărani. Când noi cu ăsta minuți, aducem pâinea țării pe masă. Uite-le, viață. De multe ori și cu mânurile goale, că nu taia sapa, poate n-aveam timp să o ascult, sau așa le rupeam. Burienele lângă păpușoiașii noștri, că pâinea noastră care e lucrată cu mânuța foarte dulce, când simțeai mirosul de mamaliguță, când se facea mamaliguță, amu, îi otrăvită pământul, îi o văd în Republica Moldova să plâng țăranii cu otrăvit pământul, cu azotul de astea. Uite la noi, dacă dau gunoi cu azot, bacuța nu mai paște, gata. Da. Eu îți vrea tare, să vii Ciucă, Ciolacu sau Iohannis cu mine în pădure, când lucram în desâșul codrici, când venea câte o sloată cu grindine, cu trăsnete, cu fulgeri, când se legănau brază și ea de furtuni, nu știai unde se bate. Am luat o scoartă de copac de braz bătrân și am pus pe cap să nu mă spargă capul grindină. Și erau niște furtuni pe vremuri. Ați vrea să vii în pădure, că nu le place, că noi avem grupa întreiași și am lucrat pe la mine, prin codrii țării noastre. Tare ați vrea. Nu vreau nimic, eu să lucrez și să stai suci să vadă. Înainte iarna, tăt bușteanul cu toporul cojeam. Știi cum era de înghețat bradul? Că puteai să bagi scoarța care sărea de la sacurii în gura șepului. Și era de înghețat brazul, îngheța mâncarea, nu găseam lemne să facem de foc zăpadă până aici. Era dezastru și ne-au tăiat grupele, că nu luăm bani degeaba. Domne, da. Extraordinar, e dureros, da. Știi cum e fruntea țăranului? Așa ca
curge pe frunte sudoale, cum curge un izvorar de sub munchi. Da, și eu mă sunt fericit că așa o lăsa bunul Dumnezeu să câștigăm până prin sudoare. Să mă iertați, că am emoții, vorbesc mai greu. Dar totuși, nu a fost un drum greu pe care l-ați parcurs? Ba da, dar nu, dacă ne-a fost drag, n-am comentat niciodată. Da. Ați trecut așa? Da, cu dragoste, cu dragoste, da. Pământul care e eroi noștri, l-o parcurs.